Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a declarat la un post central de televiziune că nu dorește să fie pe lista pentru alegerile europarlamentare. Intotero a precizat că vrea să aibă continuitate în funcția de ministru și să rămână alături de echipa guvernamentală. Ministrul Familiei Natalia Intotero a declarat în emisiunea Insider Electoral de la Prima News că nu dorește să fie pe lista pentru europarlamentare, ci vrea să aibă continuitate în funcția de ministru în cabinetul Ciolacu. Cât despre o posibilă candidatură a Gabrielei Firea la primăria capitalei, spune că aceasta a fost un bun primar. Eu îmi doresc să rămân alături de echipa guvernamentală. Am primit această sarcină și pentru a reuși să faci mai multe lucruri bune pentru domeniul, pentru un domeniu, trebuie să ai și continuitate. Fiecare schimbare de ministru înseamnă o perioadă de stagnare în instituție, perioada în care ai fi putut face mai multe proiecte. Susțin candidatura oricărei femei. Deocamdată, cum a spus președintele Ciolacu, o decizie fermă privind fiecare reședință de județ se va lua în perioada următoare și din partea noastră PSD. S-a făcut referire numai la numele Gabrielei Firea.